viața de zi cu zi în Palestina începutului de secol IV. Împărat roman era Dioclețian. Creștinii se pregăteau de praznicul pătimirii Mântuitorului. Toate se vor nărui odată cu gestul împăratului de a condamna pe toți cei care iubesc pe Hristos. Istoricul Eusebiu de Cezaria descrie Dintr-o dată au fost afișate în toate localitățile decrete din care unele porunceau ca bisericile să fie dărămate până la temelie, altele să fie aruncate în foc scripturile, proclamând totodată că sunt scoși din serviciu cei care dețineau vreo regătorie oarecare, iar particularii vor fi lipsiți de libertate dacă stăruie să rămână în credința creștină. Acesta era cuprinsul primului decret dat împotriva noastră. Nu mult după aceea au fost publicate alte ordonanțe, potrivit cărora se poruncea ca toate căpeteniile bisericilor din toate localitățile să fie puse mai întâi în lanțuri, iar după aceea să fie siliți prin toate mijloacele să aducă jertfe idolilor cel din dintre martirii palestinii a fost Procopie. Înainte de a fi făcut cunoștință cu închisoarea, îndată ce s-a înfățișat să fie judecat de guvernatori, s-a poruncit să aducă jertfă așa numiților zei. El a răspuns că nu cunoaște decât un singur Dumnezeu, căruia se cuvine să-i jertfim așa cum el o vrea. I s-a cerut apoi să aducă măcar băutura libațiilor în cinstea celor patru împărați, aflăm tot de la Eusebiu, dar Procopie nu a cedat, a fost decapitat. Dintr-o descriere mai extinsă a pătimirilor lui Procopie din limba siriacă, Aflăm mai multe informații despre acest mare sfânt martir. Născut în Ierusalim, se stabilise la Citopolis, unde era citeț. Traducea din limba siriacă și era și exorcist. Era feciorelnic, făgăduise din tinerețe castitate și era un aspru postitor și nevoitor. Când edictul de persecuție a fost emis, a fost prins și dus de la Citopolis la Cezarea, unde a fost judecat în prezența guvernatorului Firmilian și a judecătorului Flavian. A fost un sfânt martir foarte iubit. Locul unde a slujit el bisericii la cezarea, în locul în care a murit, au fost construită o altă biserică pe care împăratul Zenon o restaurează și înfrumusețează în anul 484. De altfel, aici au stat foarte multă vreme Sfintele sale moaște, fiind mutate apoi în Antiohia, în biserica Sfântului Mihail. La Constantinopol se aflau numai puțin de patru biserici dedicate lui. Tânăr, curat, curajos și iubitor de Hristos, Sfântul Procopie rămâne îndemn și exemplu tinerilor din toate timpurile.